zaharurile sau carbohidrații fac parte din alimentația noastră zilnică. Și chiar dacă mulți condamnă acest tip de alimentație și glucidele conținute de acestea, sunt și glucide care nu dăunează organismului. Care sunt acestea? Evident că aflăm de la invitatul nostru, medicul Alin Popescu. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce sunt mai exact glucidele? Glucidele sau carbohidrații, dacă ar fi să răspundem așa sec, sunt o combinație de carbon, hidrogen și oxigen, cum ne spune și numele. Trecând de această definiție seacă, ele reprezintă pentru organismul uman principala sursă de energie. Într-o proporție unanim acceptată de lumea medicală, ele constituie undeva între 45 și 65%, de obicei 60%, din aportul zilnic, alături, evident, de proteine și lipide. Ceea ce vreau să spun de la bun început este că e, din punctul meu de vedere, total falsă acea teorie că dulciul e rău. Dulciul e sunt rele, glucidele sunt rele, nu ne... E total, total falsă, total falsă. Și atunci e adevărat că există glucide bune și glucide rele și dacă da, care e diferența? Cum facem noi diferența? Excelentă întrebare. Poate pe undeva academic vorbim glucide bune și glucide rele, e un pic cam, sună așa, un pic bun, cam... Dar pe înțelesul tuturor... Dar pe înțelesul tuturor, această clasificare bune și rele are la bază indicele glicemic. Acest indice glicemic, de fapt, ce este? Viteza cu care glucidul este absorbit și folosit în organism. Și atunci sunt alimente cu indice glicemic mic, asta înseamnă sub 55, cu indice glicemic mediu, între 55 și 70, și cu indice glicemic mare, adică peste 70. Ca să fie clar pentru telespectatorii prima, glucoza în sine are indice glicemic 100. Deci ăla e maximul. Glucoză înseamnă 100. De la glucoză în jos coborâm. Aici e foarte important pentru cei care au diabet zaharat sau sunt în prediabet, în zona aceea de, dinainte de a face boala, pentru că la ei aceste alimente rele, să spun cele, cu indice glicemic mare, provoacă o mare furtună în organism. Bun. Care ar fi acele alimente care conțin glucide nesănătoase? Putem aici să ne gândim la, nu știu, la înghețată, eclere sau cerealele de dimineață? Astea cu indice glicemic mic, în general, sunt majoritatea legumelor și fructelor. Cele cu indice mediu ar fi banana, ananasul, stafidele. Cele cu indice mare... Da. N-ai spus nimic de vreo ciocolată. Pâine albă. Okay. Deși ciocolata, de exemplu, cu 85% cacao are indice mic. Pe când o ciocolată de asta adevărată e spre mare, dar eclerul, prăjitura sunt cu indice mare. Astea sunt bune dacă ne trebuie energie instant. Okay, bun. Să nu uităm însă, și ăsta e alt element la care eu personal țin, că pentru creierul nostru glucoza e singura sursă de energie. Adică un om care are activitate cerebrală, deși, ca să vă întristez așa un pic de dimineață, activitatea cerebrală nu crește metabolismul bazal decât cu vreo 4%. Deci faptul că noi gândim intens nu se compară nici măcar cu mergem alert, din punct de vedere al arderilor energetice. Deci asta pentru cei care lucrează cu capul, cu creierul, nu e ofertant. Nu slăbesc pe baza asta. Alin, spuneai ceva mai devreme că tu nu ești de acord cu ideea că niciun dulce nu trebuie consumat. Nu, și atunci nici. Te întreb, e... Extrapolez, chiar nu-s de acord cu ideea că există aliment interzis. Bun, dar dulcele conține glucide nesănătoase, tocmai ce ai spus. Și atunci cum facem să nu ne îmbolnăvim? Deci, chiar eclerul, de care amintea distinsul nostru... Hai să nu mai pronunțăm cuvinte din acestea periculoase. Deci că eu servesc eclere fără zahăr. Chiar dacă ar fi cu zahăr, ele pot fi integrate într-o alimentație normală. Doar că trebuie să ținem cont de cât mâncăm și de ce să nu recunoaștem și de ora la care mâncăm respectivul... Adică? Nu mai spun cuvântul. Adică dulcele. Adică da, nu e niciun fel de problemă, de pildă, la gustarea de la ora 10 să mănânc o brânzoaică, da? Să dau un exemplu. Dar n-are o seara înainte
minute de culcare să îmi pun două eclere că au fost promoție după opsea, erau dar lichidat. Adică aici trebuie un pic de inteligență și pe undeva, cred că și pentru telespectatorii, e important să înțeleagă că aceste carbohidrați, aceste glucide, în afară de rolul ăsta energetic, au rol în contracția musculară, intră și în celelalte metabolisme, lipidic și proteidic, au rol în termoreglare, au rol în tranzitul normal prin prisma faptului că și fibrele intră în aceeași categorie. Adică nu putem, din punctul meu de vedere, și asta e o carte care am scris-o în 2017, un ghid de nutriție împreună cu Nicoleta Tupiță, și când ne-am gândit care să fie ordinea glucide, lipide, carbohidrații au fost pe prima poziție. Mm-hmm. Pentru că mi s-a părut nu doar că aduc 60% din ceea ce avem nevoie zilnic, dar au o importanță esențială în buna desfășurarea procesului metabolic în organismul nostru. Și atunci, din ce alimente putem obține acele glucide care să nu ne facă rău? În primul și în primul rând fructele le-am lămurit deja. Da. Legumele. Și aici avem roșii, ardei, castraveți, dovlecei. Un tort de roșii atunci. Poftim? Facem un tort de roșii. Nu neapărat, deși am putea vorbi de morcovi, că văd că morcovii sunt deja folosiți în tortul de morcovi merge, da, e bun. Și prăjitura. Adică aici este o zonă pe care o putem exploata. După aceea avem pâinea integrală, care e total diferită față de pâinea albă. Și, evident, pentru că eu am fost și rămân întotdeauna un om al echilibrului, întotdeauna trebuie să vedem și o combinație cu o proteină. Adică avem noi o salată, dar vine și un pește bun lângă, de pildă, da? Pentru cina de joi seara, de pildă. Bun. Ultima întrebare, Alin. Spuneai că glucidele rele, dulciurile, le consumăm, dar într-o cantitate redusă. Dar glucidele acestea bune, de care ai amintit, fructe, legume, pâine integrală, ce cantitate putem consuma totuși zilnic? Mă gândesc că nu e infinită nici aceasta. Nu, Doamne fește, normal că nu e infinită. Noi trebuie să plecăm de la ideea că, de pildă, o reprezentantă a sexului frumos ar trebui să aibă 1600 de calorii pe zi în dietă, sau domnul 2000, 60% din această cifră este furnizată de glucide și după aia începe împărțeala. Trecând de cele 5 legume de porții de legume și fructe, începe împărțeală, că dacă băgăm cuvântul de care nu vrei să auzi ăla de începe cu E, mai renunțăm la altele. O sunăm pe mama atunci să renunțăm la țarmale. Dar nu vreau să fim extremiști. Unde, într-adevăr, lucrurile sunt extrem de importante, în momentul când vorbim de persoane cu obezitate, cu indice de masă corporală peste 30, care au și un risc real de a merge către diabet de tip 2, insulino-independent, sau la persoane care deja este instalat diabetul. Practic, diabeticii adevărați au o adevărată religie, știu mai bine decât oricine altceva, aproape că omul în a-și calcula carbohidrații, pentru că acest indice glicemic imediat mare, imediat se transpune în valoare mare a glicemiei. Glicemia fiind nivelul zahărului din sânge. Mulțumim tare mult, Alin. Te mai așteptăm cu subiecte interesante. Anulăm Amandina și Savarina. Haideți să nu anulăm. Mulțumim frumos. Cu drag. Mulțumim.